criza financiară afectează nu numai structurile sportive din județ, ci și Direcția Județeană de Tineret și Sport. Deși fondurile pentru activitatea sportivă sunt inexistente, s-a primit o înștiințare de la ANS prin care se cere reducerea cheltuierilor cu 25%. Una din cele mai mari probleme ale noastre, ale direcției, este cu finanțarea atât a activității sportive, și dacă tot m-ați întrebat, pot să vă spun că la activitatea sportivă acum fonduri sunt zero la noi, și mai mult decât atât, ne-a venit o adresă semnată de doamna președintă Tocală, prin care ni s-a cerut să reducem cu 25% fondurile pentru activitatea sportivă. Deci face și dumneavoastră o socoteală ce să reduci din zero, pe de o parte. Pe de altă parte, avem o problemă pentru asigurarea salariilor și plata utilităților în fiecare lună. Noi trebuie să căutăm bani, trebuie ca cei care au datorii la noi să se achite de ele. Mai mult decât atât, cheltuielile cu sala sporturilor sunt din ce în ce mai mari, astfel că nu există exclusă posibilitatea ca plățile către furnizorii de apă și electricitate să nu mai poată fi plătite. O altă problemă concretă ar fi cu sala sporturilor. În sala sporturilor, după cum bine se știe, când se intră, se dă drumul la lumină, încep să se învârte toate și costurile cresc, se dă drumul la apă, de asemenea cresc costurile. Eu mi-am făcut datoria, i-am anunțat pe partenerii noștri, pe colaboratorii noștri, de situația în care ne găsim cu fondurile, o situație deloc roz, chiar foarte, cu niște culori chiar foarte închise, și la o adică, dacă nu vom avea și nu vom avea posibilitatea decât să se adâncească gaura financiară, cred că una dintre măsurile extreme ar fi cea cu lacătul pe ușă, între ghilimele lacăt. Nu vom mai avea posibilitatea să plătim. Laurențiu Achimescu a declarat că trecerea sălii sporturilor către administrația locală, fie că e vorba de Primăria Pitești sau Consiliul Județean, poate fi decisă numai de către Agenția Națională pentru Sport.